CS Politehnica Iași a participat cu patru formații la etapa a patra a campionatelor naționale de basket 3x3 desfășurate la București, două masculine pregătite de către antrenorul Gabriel Clapon și două feminine pregătite de către antrenorul Emilia Marian. În componența Alex Pădineanu, Teodor Boghean, Shadina Suf și Alex Lorenz, echipa de seniori a Politehnicii a ieșit din grupa F după o victorie și o înfrângere și a câștigat după prelungiri dreptul de a evolua în optim, însă a pierdut în fața științei București și a ocupat locul 15 din 32 de formații participante. La senioare, Daria Ichim, Ancuța Iftime, Timea Ioana și Mara Butnaru, cu o medie de vârstă scăzută, nu au ieșit din grupa B și au ocupat locul al șaptelea din tot atâtea formații. Adelina Niță, Justina Hurmuz, Carla Tololoi și Ștefana Hurmuz au jucat la Under-21 și au ocupat locul al doilea din trei echipe, tot pe locul secund, clasându-se și la precedenta etapă. La Under-18 masculin, Justin Vătavu, David Ferdoschi, Mateo Tieții și Elias Roșu au pierdut cu 12 la 15 ambele jocuri din grupă și s-au clasat pe locul al 12-lea din 15 grupări.